Ei, salutare și bine ai venit la un nou tutorial! Astăzi vreau să-ți arăt cum să treci de la asta... ...la asta. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul meu de YouTube în cazul în care nu ai făcut-o deja, pentru că îți garantez că informațiile pe care urmează să ți le furnizez îți vor fi de mare folos și te vor ajuta în drumul tău către prima flotare corectă. Iar un număr cât mai mare de like-uri vor ajuta ca acest video să apară ca sugestie pentru cât mai multe persoane interesate de acest domeniu. Deci, click subscribe and like. Flotarea este unul dintre cele mai bune exerciții de împins, deoarece lucrează foarte mulți mușchi simultan și în plus, alături de tracțiune, îți testează abilitatea de a-ți ridica propriul tău corp împotriva gravitației, o calitate foarte importantă atât în sport, cât și pe câmpul de luptă, pentru că știu că sunteți mulți care mă urmăriți și sunteți interesați de testele fizice pentru intrarea în armată. Pentru voi, vestea bună este că în cadrul traseului utilitar aplicativ pentru armată, aveți de făcut undeva între 3 și 8 flotări, parcă din câte mi-aduc eu aminte, așa cum este traseul utilitar aplicativ acum la data înregistrării acestui video. Dacă erați în America, aveați de făcut minimum 50 de flotări, atât băieții cât și fetele, așa că nu mai fi supărați. Deci acest video se adresează persoanelor care încă nu pot face o flotare. Îți voi arăta în cele ce urmează o serie de progresii pe care le poți adapta în funcție de nivelul la care ești în momentul de față și care te vor ajuta să obții prima ta flotare. Dar înainte să trecem mai departe, hai să vedem cum ar trebui să arate o flotare corectă și care sunt cele mai comune greșeli pe care le observ la oamenii atunci când încearcă să facă o flotare. În primul rând, poziția palmelor. Acestea trebuie să fie orientate cu degetele spre înainte, nu în interior sau în exterior. Apoi, ca depărtare între ele, acestea ar trebui să fie puțin mai depărtate decât lățimea umerilor. În acest unghi poți vedea exact lățimea umerilor și unde sunt palmele mele față de aceștia. Un alt lucru pe care aș vrea să-l observ dacă te uiți puțin la coatele mele atunci când cobor este că acestea se duc ușor spre înapoi, undeva în 45 de grade mai exact. Acestea nu trebuie să meargă nici fix pe lângă corp să șteargă corpul, dar nici să se ducă foarte mult sus în gât. Dacă cobor cu brațele foarte aproape de corp, atunci implic mult mai mult musculatura tricepsului și mai puțin musculatura pieptului, ceea ce va duce la o dificultate mult mărită a exercițiului. Pe de altă parte, dacă duc coatele foarte mult în sus, așa cum arată în dreapta, atunci pot pune umărul într-o poziție periculoasă, ceea ce nu vrem. Nu vrem să ne accidentăm. Mai departe, odată ce am asigurat poziția palmelor și a brațelor, este timpul să ne concentrăm atenția asupra întregului corp. Ideea este să facem tot corpul cât mai rigid, ca o scândură. Gândește-te la plank. Dacă corpul este moale, înseamnă energie risipită. Tot corpul trebuie să fie tare, astfel încât să se miște ca o scândură sub acțiunea brațelor. Încordează tot corpul, începând de la glezne, apoi picioarele, fesierii și abdomenul. Ca o flotare să fie considerată corectă atunci când ai un concurs care implică flotări, în momentul în care cobori, unghiul format în cot trebuie să fie de 90 de grade sau mai mic. Alții punctează ca brațul să coboare sub paralel cu solul sau până la paralel cu solul, depinde de evaluator și de cerințele probei respective. Deci aceste flotări nu vor fi punctate. Acum, poate mulți dintre voi deja puteți face câteva astfel de semiflotări. Problema este că forța pe care tu o câștigi lucrând acolo sus nu se va transfera foarte ușor și în poziția de jos. Deci, practic, tu vei deveni mai puternic acolo, în poziția de sus pe care ai antrenat-o, dar nu vei putea face o flotare completă, deoarece odată ce vei coborâ mai mult cu brațele, vei veni cu pieptul mai jos, vei intra, practic, într-o zonă în care tu ai zero antrenament și nu te vei mai putea ridica de acolo. Deci, noi, practic, trebuie să găsim o metodă prin care să antrenăm raza completă de mișcare. Înainte de a merge mai departe și a-ți arăta progresiile, mai vreau să menționez un lucru și vreau să o fac acum, pentru că foarte mulți dintre voi nu veți avea răbdare să urmăriți acest video până la capăt și este un amănunt foarte important. Dacă ai ceva cunoștințe de anatomie, vei realiza că mușchii efectori principali în cazul unei flotări sunt pectoralii, deltoizii anteriori și tricepsii. Bun, problema este în felul următor, că multe persoane în momentul în care au obiectiv din flotări, în momentul în care stabilesc un obiectiv din a face un anumit număr de flotări, încep să se antreneze pe flotări și uită de ceilalți mușchi ai corpului, iar asta poate fi foarte problematic. Mai ales în cazul în care mușchii pectorali devin foarte puternici și devin foarte strânși, iar mușchii spatelui nu sunt suficient dezvoltați pentru a contracara această tensiune crescută în mușchii pectorali, ce se va întâmpla este că aceștia îți vor trage umerii într-o poziție spre înainte, te vor cocoșa practic, îți vor trage umerii în față. Este o problemă pe care o întâlnesc foarte des la persoanele care fac
axală și uită de mușchii spatelui și se concentrează pe piept să lucreze foarte mult împins la piept pentru că vor să facă pectorali mari. Deci este foarte important, extrem de important, esențial ca pentru fiecare set de flotări pe care îl faci să compensezi și cu niște exerciții pentru spate, cum ar fi. Bun, acum hai să trecem la progresii. De unde încep dacă încă nu poți face o flotare? Cel mai bun punct de plecare, din punctul meu de vedere, este flotarea în plan înclinat. Practic te sprijin cu mâinile pe o suprafață mai înaltă care să-ți poziționeze corpul într-un plan înclinat. Cu cât suprafața ta de sprijin este mai înaltă, exercițiul va fi mai ușor. Cu cât este mai joasă, cu atât va fi mai greu. Poziționează-te față de ea la o distanță astfel încât atunci când ești în poziția de jos, pieptul să fie aproximativ la cantul suprafeței. Odată ce te-ai poziționat, blochează toți mușchii corpului, exact cum ți-am explicat mai devreme, și coboară lent în timp ce tragi aer în piept până ce treci cu coatele de 90 de grade. Nu este obligatoriu, dar poți merge și până atingi cu pieptul suprafața. Apoi expiră puternic în timp ce împingi fără să lași moale musculatura trunchiului. Odată ce ești din nou sus, repetă aceeași mișcare. Îți poți da seama cum așa cu niște stepăre sau cu o suprafață ajustabilă ca înălțime, poți progresa foarte ușor de la o poziție înaltă până aproape de o flotare de la sol, iar dacă ai această posibilitate, cred că este cea mai bună abordare. Stai la un nivel până când poți executa minimum 10, 12 sau chiar mai multe repetări. Odată ce poți face un număr mai mare de repetări, peste 10-12 este sugestia mea, du-te un pic mai jos. Odată ce cobori, vei vedea că nu vei mai putea executa la fel de multe repetări. Rămâi la acest nivel până când vei putea face din nou minimum 10-12 repetări într-o serie. Și tot așa până când ajungi la o flotare corectă. E foarte important să nu te calicești. Este foarte important să păstrezi tehnica corectă. Tehnica este primordială. Nu sacrifica tehnica sub nicio formă doar de dragul de a merge mai jos. Rămâi acolo atât cât este nevoie până când vei putea face numărul respectiv de repetări cu formă corectă. Dacă nu ai așa o suprafață ajustabilă, ce poți face este să începi cu ce ai la îndemână. Spătarul unui fotoliu sau unei canapele este o variantă excelentă de început. De data aceasta vei merge până te vei simți confortabil cu ceva mai multe repetări, aș zice peste 20. Apoi vei face o tranziție ceva mai bruscă către o flotare cu genunchii pe sol. În cazul meu, partea de jos a canapelei ar fi mult prea jos pentru a putea executa o flotare corectă la acel nivel. Și la flotarea în genunchi, la fel cum am explicat și la flotarea clasică, aliniamentul trebuie să rămână același, de la poziția brațelor până la poziția trunchiului. Toți mușchii trebuie să fie perfect încordați, iar corpul tău se miște ca un singur întreg. Dacă o flotare cu genunchii pe sol este prea mult pentru tine, fie mai încerci să găsești o altă suprafață intermediară unde să te simți confortabil cu un anumit număr de repetări, fie îți poți ușura această flotare cu genunchii pe sol folosind o bandă elastică, așa cum arăt eu aici, sau poți ruga un prieten să te susțină ușor de șold în momentul ridicării. Odată ce ai ajuns să te simți confortabil cu cel puțin 15-20 de repetări de flotări cu genunchii pe sol neasistate, deci fără bandă elastică și fără prieten care să te susțină, este momentul să ridici un genunchi de pe sol. Iar de aici nu mai rămâne decât un singur pas până la prima ta flotare completă, pe care să o faci atunci când te simți tu confortabil. Un alt exercițiu pe care l-aș introduce în antrenament odată cu flotările cu genunchii pe sol, bineînțeles după ce capeți o anumită experiență în a executa acest tip de flotare, este flotarea negativă. Practic iei poziție de flotare completă, apoi încep să cobori foarte, foarte încet și controlat, fără să lași trunchiul și șoldul moale, încercând să păstrezi contracția musculară până ajungi cu pieptul la sol. De unde te ridici așa cum poți și repeți mișcarea.
În timpul coborării, pe partea de întindere, mușchii pot genera o forță mult mai mare decât pe partea de scurtare și astfel este posibil să poți să controlezi coborârea, dar să nu te mai poți ridica înapoi. Nu se întâmplă nimic, este perfect ok să nu te mai poți ridica înapoi, dar controlând această coborâre până în poziție, până ajungi cu pieptul jos pe podea, este o metodă excelentă de a-ți câștiga forță pe întreaga rază de mișcare și astfel aducându-te mai aproape de prima ta flotare. Bun, acestea au fost exercițiile. Acum îți voi explica cum să progresezi numărul de repetări. În primul rând, țin să menționez că nu este indicat să te antrenezi zilnic. Mușchii au nevoie de refacere. Multe persoane fac această greșeală de a se antrena zilnic. Își pun obiectivul și fac zilnic flotări până când reușesc. Mușchii au nevoie de odihnă. Recomand să te antrenezi odată la 2 zile sau de 3 ori pe săptămână. Bun, acum hai să vedem cum poți progresa numărul de repetări. Să zicem că ai o suprafață ajustabilă, așa cum am avut eu acolo la sală stepperele. Pleacă în prima săptămână din punctul în care poți face 10-12 repetări, să zicem. Primul nivel, faci 3-4 serii de 10-12 repetări, 3 zile în săptămâna respectivă. Apoi, săptămâna următoare, arunci un stepper, îl dai deoparte, rămâi pe mai puține steppere și vezi câte serii, câte repetări poți face în punctul acela. Bineînțeles, nu vei mai putea face 10-12 repetări. Să zicem, vei putea face niște serii de câte 6 repetări. Este perfect. Săptămâna aceea, fă serii de câte 6 repetări. Săptămâna următoare, încerc să faci serii de câte 7 repetări. Dar s-ar putea să nu poți să faci 3 sau 4 serii de 7 repetări. S-ar putea să nu meargă decât în primele 2 7 repetări și în celelalte 2 să faci câte 6 sau poate chiar 5 repetări. Important este să crești de la o săptămână la alta. Atât numărul maxim de flotări pe care îl poți face într-o serie, cât și numărul total de repetări în antrenamentul respectiv. Bineînțeles, poate ce am prezentat eu poate fi destul de lent, poate părea destul de lent. De obicei, cred că merg un pic mai repede lucrurile. Adică nu vei progresa doar cu o flotare de la o săptămână la alta. Poți progresa poate cu 2, 3, depinde foarte mult și de nivelul tău. Ideea este să un pic mai mult de la o săptămână la alta. Progresie liniară. Mergem tot timpul un pic mai sus. Odată ce ți se pare că ai ajuns într-un punct destul de jos pe stepere, la un nivel destul de jos, introdu un antrenament și seriile negative din poziție de flotare la orizontală. Practic, ce spuneam mai devreme, să controlezi doar coborârea. Introdu 2-3 seturi de câte 3-4-5 astfel de repetări în funcție de câte poți controla la începutul antrenamentului și apoi continuă cu seriile tale obișnuite în plan înclinat la stepper pe care să le duci către 10-12 repetări, asta fiind ținta ta. Dacă ești în cazul celălalt și nu ai o suprafață ajustabilă, așa cum am avut eu, stepperele, începi la spătarul canapelei, dar aici vei sta ceva mai mult și vei sta până vei reuși să faci câteva serii de vreo 20 de repetări, pentru că trecerea va fi mult mai bruscă, următorul nivel fiind flotarea din genunchi, având în vedere că nu ai o altă suprafață intermediară pe care să te sprijini. Vei trece mai departe apoi la flotarea în genunchi, așa cum am spus. Dacă nu poți face încă o flotare corectă din genunchi, folosește o bandă elastică sau roagă un prieten să te susțină ușor de șold, astfel încât să poți să faci câteva flotări din genunchi având rază completă de mișcare. Apoi, ridică un picior și rămâi cu un genunchi pe sol, așa cum am arătat mai devreme. Tot aici poți introduce și flotările negative în care să controlezi doar coborârea și trecând ulterior ultimul pas la o flotare completă. Odată ce reușești să faci prima ta flotare corectă, ai mai multe variante de a progresa de aici. Cea mai simplă și cea mai bună variantă este să faci serii de câte o flotare corectă, cu o pauză de 30 de secunde, un minut, poate chiar și 2-3 minute pauză între seriile de câte o flotare, astfel încât să ai pauză suficientă pentru ca fiecare flotare să arate cât mai corect și să poți să faci cât mai multe astfel de flotări într-o zi. Odată ce faci și niște, să zicem, 10 serii de câte o flotare cu câteva minute pauză între ele, poți încerca să faci prima serie de 2 flotări. S-ar putea să nu meargă din prima, să faci prima flotare corectă și pe a doua să poți să o controlezi numai până jos și să nu mai poți să te ridici. Este perfect ok. Încearcă până reușești să faci 2 flotări corecte, fără să sacrifici forma. Menține trunchiul stabil, șoldul stabil, absolut toate punctele pe care le-am menționat mai devreme și vei reuși până la urmă să faci 2 flotări și așa mai departe până ajungi la numărul de flotări dorit de tine. Dacă ajungem să vorbim de un număr mai mare de flotări, să zicem, de la 20 în sus, ca pentru armata americană, să zicem, unde trebuie să ajungi să faci minimum 50 de flotări, poate chiar și mai multe, atunci poate sunt indicate alte strategii de a progresa, pe care le voi discuta în videourile ce urmează sau pe contul meu de Instagram. Acest video este dedicat strict începătorilor care vor să facă prima lor flotare.
Oricum, ideea este aceeași, ideea de a progresa. Toate strategiile se bazează pe aceeași idee, ideea de progres și de supraîncărcare progresivă. Un ultim lucru pe care vreau să-l menționez este că multe persoane au niște probleme posturale care le pot face această misiune de a face o flotare una și mai dificilă. Una dintre cele mai des întâlnite probleme posturale este poziția bazinului basculată către înainte, ce de multe ori atrage după sine și o cifoză toracală accentuată. Practic, această poziție modificată a bazinului este cauzată de un dezechilibru muscular între mușchii extensorii ai șoldului, flexorii șoldului, mușchii abdominal și mușchii spatelui din zona lombară, extensorii coloanei. Această poziție modificată a bazinului îți va pune abdomenul într-o poziție suboptimă pentru a putea genera tensiune în momentul în care te așezi într-o flotare și astfel nu-ți vei putea menține trunchiul stabil. Bazinul tău se va prăbuși și nu vei putea face o flotare completă. Nu voi intra în mai multe detalii pe această temă pentru că este un subiect destul de complex, dar este ceva de care ar trebui să ții cont. Și cum spuneam și în alte videouri, mai întâi corectează-ți postura și abia apoi antrenează-te pentru performanță, pentru că vei avea niște rezultate mult mai bune. Ăsta a fost videoul, sper că cât de curând vei putea face prima ta flotare, iar în momentul în care vei reuși, vreau să-mi scrii aici un comentariu, am reușit. Vreau să văd cât de multe comentarii primesc, sper să fie cât mai multe. Ăsta a fost videoul, nu uita să dai un like dacă ți-a plăcut, subscribe la canalul meu de YouTube și până data viitoare, spor la făcut flotări. Hai, salut!